cei din PSD, românii care le dau 5 miliarde anual. Copii în piață, bătrâni, oameni în cărucioare. Avem mesaj, om care este în momentul ăsta cu hernie inghinală. Deci hernie inghinală este luat pe sus pur și simplu. Este incredibil. Fără precedent ce se întâmplă în Piața Victoriei la această oră. Scene pe care nu credeam că le vom vedea în România. Singurul mod în care pot să justifice acțiunea violentă este pretinzând că ei reacționează la violență, motiv pentru care au provocat toată seara, au provocat, au generat reacții, au dat non-stop cu lacrimogene, au dat non-stop cu tunurile cu apă, ca să poată să justifice cum că de fapt lor nu li se întâmplă. Nu se poate justifica. Sub nicio formă asemenea tip de acțiune, dar manipulează total disproporționată. Trebuie să privim lucrurile, să încercăm să privim lucrurile cu foarte mult calm, cu foarte multe. Sunt multe întrebări care trebuiesc în această... Domnul Rareș Bogdan, nicio întrebare nu se poate accepta. Întrebarea deci este, cine a dat ordinul, de ce a dat ordinul de evacuare asta, da, a pieței? Asta, da, de ce s-au dat cu gaze lacrimogene este încă de la ora 16? Nu e cine a dat, dacă a dat ministrul, dacă a dat președintele PSD, dacă a dat șeful jandarmeriei, tunuri de apă în Piața Victoriei la această oră, românii primiți acasă cu tunuri de apă. Cum ne face să ne batem între noi, nenorocitul ăsta? Raluca Țigneanu este în direct din piață. Băi, Cristi, așa ceva eu n-am văzut. Să mor eu dacă am văzut. Nu să nu mai atace, fără violență. Noi nu putem câștiga, nu putem să arătăm că suntem altfel decât ei, decât dovedindu-le că suntem civilizați. Lăsați-i pe ei să fie. Domnul Rareș Bogdan, nici în 13 iunie n-a fost așa ceva. Pe onoarea mea n-a fost așa ceva în 13 iunie 90. Piața Victoriei din eu cred că se impune intervenția de urgență a președintelui României. Corect. Dar trebuie să intervină armata să se bage între ei, mă, că ne bate român cu român. Au scăpat total de sub control. Există un jurământ pe steagul patriei pe care toți militarii îl fac, iar jandarmeria este o armă militarizată, da, a Ministerului de Interne. În momentul de față se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat în 1989. Și când... o secundă, Oreste, jandarm lovit de niște protestatari violenți, care a fost apărat, scos pur și simplu din mulțime, de alți protestatari care au făcut zi. Eu am văzut și am identificat provocatori, dacă Sorina are poza pregătită, vă rog să-i recunoașteți pe acești indivizi pe care să-i vedeți în această... Raluca Țigneanu are detalii, haideți să mergem în direct. Băi, criminalilor, băi, să ne calmăm, vă rog, să ne calmăm, pentru că... Nu mai stau în emisiune, mă duc și eu acolo. Și eu sunt la fel de supărat ca dumneavoastră, și eu sunt la fel de nervos, dar doar cu calm se pot și cu dialog putem să ajungem la un lucru normal. Cu bestii, astea bestii, domnule, s-au transformat în bestii. Puțin. Raluca Țigneanu, ce se întâmplă? Protestatar, dați imaginea cealaltă cu protestatarul tras de jandarmi. Jandarmii au făcut scut în jurul unui protestatar călcat pur și simplu în picioare, lăsat lat într-o baltă de sânge în curtea guvernului. Avem imaginile acum. Dați, Raluca, ce se întâmplă acolo? Bună seara și bun găsit tuturor! În primul rând vreau să precizez că în continuare lumea scandează, nu plecăm. Oamenii nu vor să plece, deși vedem în aceste momente jandarmii au format un corpon, s-au micșorat practic perimetrul în care se desfășoară protestul. Și în aceste momente folosesc mașina cum cu apă, aruncă cu apă peste protestatari și, așa cum vă spuneau, au conjurat toată Piața Victoriei. Oamenii scandează în continuare. Sunt nemulțumiți că sunt nevoiți să plece acasă. Așa cum precizau cei de la jandarmerie, iată că până la urmă au intervenit în forță în Piața Victoriei după ce au transmis acele semnale luminoase. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Cert este că cel mai probabil au fost persoane deja extrase și care vor fi duse la secția de poliție pentru legitimare. Vom vedea dacă ulterior se vor dispune măsuri legale împotriva acestor persoane. Vedem din ce în ce mai multe trupe, echipe de jandarmi care formează cordon în jurul oamenilor care delimitează acel perimetru din Piața Victoriei. Prin acest mod, în
înseamnă că evacuează în forță Piața Victoriei. Ia uitați-vă, uitați-vă lovituri. Uitați-vă cât de civilizați sunt jandarmii. Avem imagini cu 7 jandarmi în jurul unui protestatar tras în curtea din de la guvern și călcat pur și simplu în picioare, apoi aruncat peste gardul guvernului. Este absolut incredibil cum o armă de elită fondată pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza a ajuns o simplă salopetă de partid. Este fără precedent. Jandarmeria română nu se va putea spăla de aceste imagini și de această rușine infernală pe care au făcut-o astăzi. A ajuns dintr-o armă redutabilă a Ministerului de Interne o piată salopetă de partid aflată în slujba unei găști de penal. Rușinos pentru România. Raluca, de unde a început totul? Încercați să... De ce toate aceste lucruri? Oamenii nu au fost violenți, au fost câteva persoane, zeci de persoane. De ce această intervenție pentru a degaja piața? Eu că pătății e pus jos. De ce? Jos acum! Acum jos! Dă-te jos acum! Este incredibil, absolut incredibil. Jandarmeria se face de râs în direct pe televiziunile, din România, o armă care ajunge în slujba unui singur partid, a unui partid stat, conduce a jandarmeriei române, ordine fără precedent, ordine demente date împotriva propriului popor, mii de oameni veniți de la mii de kilometri. Raluca, a căzut semnalul, este colega mea Ionela Arcanu, extraordinari, cu toți oamenii. Deci uitați, ude toată lumea ca să plece acasă. Da, deci, vor să-și trimit acasă. Au dat ordin pentru că Dragnea vrea să stea liniștit la ora 12 noaptea. Nu, dar atenție foarte mare. Era Luca Țigmeanu pe telefon. Ce a ieșit bine în stradă tot București. Haideți că nu-i ca 21 decembrie. Era Luca, hai să scoate și glanțul, să vedem dacă au curaj. De ce intervin jandarmii în forță? Ce se întâmplă? De ce vor să-i degajeze Piața Victoriei? Care este motivația lor? Bun găsit tuturor! În primul rând vreau să precizez că abia se poate respira. Au aruncat cu gaze lacrimogene, cu petarde foarte puternice. Lumea s-a îndepărtat foarte tare de Piața Victoriei, pentru că nu pot respira. Într-adevăr, este o situație incredibilă aici în Piața Victoriei, aproape de nedescris. Spuneau jandarmii că au acționat în felul acesta ca cei care au instigat la violențe să plece din Piața Victoriei. Se pare că nu au ales modalitatea prin care să îi extragă din mulțime, ci să evacueze în forță tot acest perimetru. Abia pot să vorbesc și eu, pentru că Raluca, nu putem respira. Pe toți, pentru câteva zeci care puteau fi izolați încă de la ora 19, de ce s-au răzbunat pe toți? De ce au călcat în picioare, au dat cu tunuri de apă, au dat cu zeci de gaze lacrimogene? De ce toate acest lucru? Cine a dat ordinul de degajare a Pieței Victoriei și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că domnul militaru, care refuză să intre la Realitatea TV, deși este plătit de către impozitele, inclusiv a celor care dețin și care se uită la Realitatea TV, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, domnul militaru, ia priviți acolo, tunuri de apă la ora 23, cineva va răspunde pentru toate aceste imagini. Asta-i direct cineva acum? Va răspunde, este în direct pe România TV, la noi n-a vrut să intre, a fost în direct pe România TV, a dat televiziunea de casă, nu să intre la noi, intră la Antena 3 și România TV, pentru că la noi îi puneam întrebări, acolo probabil îi spun vă felicităm. Deci domnul militar a spus că Piața Victoriei este... spune și mie de ce dau, cu apă pe toată Piața Victoriei acum. Spune și mie de ce. Da, da. Pentru că a dat ordin Liviu Dragnea. Ionela Arcanu este acolo, are informația. Ia uite lângă... Ce se întâmplă, Ionela? De ce intervine jandarmerie? Rare, se dau deja semnale. Jandarmii sunt pregătiți să intervină în forță și pe strada aviatorilor. E de altfel singura arteră unde mai sunt oameni care spun că nu vor să plece. Deja au tras acele semnale de alarmă că urmează să intervină în forță. Oamenii nu vor însă sub nicio formă să se retragă. Vai, deja începem să lăcrimăm, pentru că e semn că s-a dat și aici cu gaze lacrimogene. Este o imagine ca după un conflict în adevăratul sens al cuvântului. Am văzut oameni care erau târâți în dubele de jandarmi. Am văzut oameni care erau târâți în ambulanțe pentru că nu mai puteau să mai meargă pe picioare. Este fără precedent ceea ce se întâmplă aici. Îi vedem că s-au concentrat acum jandarmii, repet, pe artera de aici, din această zonă.
Victoriei cu strada Paris, urmează să intervină și pe strada Aviatorilor, unde mai sunt protestatari. Ordin criminal ăsta! Au plecat din Piața Victoriei! De ce oamenii au plecat? De ce să intervii pe străzile din zona Aviatorilor, zona Buzești, zona până la statuia Aviatorilor? De ce? Dorește? Da. E vreun eveniment? E vreo nuntă în piață? Dă-mi voie, te rog, numele celor care au fost în piață, numele diasporei. Fac un apel public către președintele României. Trebuie convocat de urgență CSAT-ul. Deja s-a depășit linia roșie. În momentul în care o armă care a jurat pe steagul patriei să sprijine cetățenii și să fie alături de ei se întoarce cu asemenea agresivitate împotriva unor mase de oameni pașnici, aceasta este o chestiune care vizează siguranța cetățeanului. Siguranța cetățeanului înseamnă siguranță națională. Președintele României, Klaus Iohannis, are o datorie de onoare, în primul rând, față de cei din diaspora, întrucât datorită lor, în marea lor majoritate, domnia sa este astăzi președinte. Și dacă domnul Klaus Iohannis nu înțelege în cel de-al 12-lea ceas să fie alături de popor și să convoace CSAT-ul și să ceară explicații ministrului Carmen Dan, primului ministru interimar ăsta, tractoristul sau cine o fi, pentru ce au fost luate asemenea măsuri. Da, am primit un mesaj de la un director de spital. Toți directorii de spitale din București, de la prima oră a dimineții, au fost înștiințați printr-un act oficial să fie pregătiți pentru un număr mare de răniți. Vreau să știu de unde știau Jandarmeria și Ministerul de Interne la ora 8 dimineața, când au trimis o circulară către toate direcțiile spitalicești din București, să se pregătească pentru un număr mare de răniți. Cum de unde știu ce ordine a dat Dragnea? Această acțiune este premeditată. Eu am fotografiat cu telefonul meu provocator, voi arăta și pe post toți cei care aveți în vedere din piață și ați identificat grupuri de provocatori. Fotografiați-i și hai să-i ajutăm pe cei din Poliția Română și din Jandarmerie să-i recunoască, să extragă din mulțime, să nu cumva să credeți că dacă veți goli această piață a Victoriei astăzi, noi nu ne vom strânge și mâine. Așa ați făcut comuniști ordinari ce sunteți și pe 16 decembrie 1989, când ați înăbușit în sânge revolta de la Timișoara, n-ați făcut altceva decât să vă prelungiți agonia a strămoșilor voștri bolșevici până pe 21 decembrie 1989. Poate cineva lămurește. Vom protesta și mâine și poimine și fiecare zi, băi, derbedeilor. Să descurajeze orice alt protest, pentru că am arătat că în timp ce alte partide, ca să-și facă demonstrație de casă, au luat și au cărat pe autocarele și au mobilizat cu forța oamenii, în România cealaltă, în România democrației, oamenii se mobilizează singuri, vin singuri, chiar și de la 5.000 de kilometri, fără să fie cărați. Da, intervenție în forță împotriva propriului popor, intervenție în forță pentru a demonstra. De ce nu i-a dat? Părinți care vor să meargă cu copiii la spital pentru că îi doare câte o jumătate sau tot capul. Da, din cauza gazelor lacrimogene. Nu sunt lacrimogene. După cum a explicat senatorul Vlad Alexandrescu ce s-a întâmplat cu fata. Sunați-l pe Sabin Orcan, vă rog. Nu e de la gaze lacrimogene. Asta e o întrebare de pus. Cu ce gaze au dat? Eu vreau în continuare să fac un apel la cal. Nimic nu rezolvă. Violența nu duce decât violență. Da, pun o întrebare, domnul președinte. Se poate rezolva. Calitate de comandant suprem nu poate să anuleze. Nu, dar nu poate să anuleze ordinul ăsta tembel dat de către... Cineva a dat ordinul și nu înțeleg de ce. Acolo vorbim de ordinul a fost dat de Carmen Dan, sigur, transmis. Cineva a dat ordinul de categoric, degajarea pieței. Să neutralizeze orice alt protest. Rareș, dacă oamenii au venit de la 5.000 de kilometri... În proporție de 99% erau oameni calmi, oameni care nu doreau violență. Am fost între ei. Oamenii aceia n-au venit de la câți mii de kilometri pe banii lor ca să le facă cu mâna Dragnea de la fereastră. Da. Acum, jandarmeria a dat gaz în ambulanță, femeie leșinată, a leșinat și cea din ambulanță și cea deci de lângă. Deci nu se leșină deci de la gaz lacrimogen, credeți-mă, este alt gaz. Vreau să spună cineva oficial deci ce cineva oficial să ne spună de ce au degajat piața cu cei deranjat. Păi pot să spun că poate e o armă chimică. Uite că totuși pe unul n-au reușit să-l scoată din piață. Bravo, asta e Sabin Orcan, pe telefon, bună seara, Sabin. Ce se întâmplă asta în piață? Asta e imaginea zilei. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă în piață? Ce s-a întâmplat? De ce această intervenție în forță împotriva unei mulțimi care în proporție de 99% era mai mult decât pașnică? Care e explicația ta?
Explicația mea este, în primul rând, jandarmeria a primit acest consiliu, dar încalcă însăși legea de organizare a jandarmeriei. Dacă o veșiți, îți vedea că acolo se precizează foarte pe puncte cum se face o intervenție gradual. Deci se precizează clar în legea de organizare a jandarmeriei că intervenția la orice eveniment de tipul ăsta, meeting, protest, se face în mod gradual. Nu se acționează direct cu arma, dacă jandarmii au și pistol. Nu se acționează direct cu apă sau cu gaze lacrimogene. Există jandarmii aceia pe care scrie dialog. Aceia trebuie să identifice împreună cu camerele de filmat pe care le au oamenii care sunt violenți. Trebuie să se extragă din mulțime. Asta scrie în legea jandarmeriei. Păi și de ce n-au extras din mulțime și au preferat să degajeze piața în forță? De ce? Pentru că vor să arate pe televiziunile lor, pe care, dacă vă veți uita, eu nu mă uit, am uitat doar câteva momente pe internet, pe televiziunile lor, au creat un scenariu. Pe anumite televiziuni se vorbește în acest moment de tentativă de lovitură de stat. Ei, Doamne ferește, acum să fim nici măcar Bogdan Chiriac sau cei de la Antena 3 nu pot vorbi de așa ceva. Să fim serios, e vorba de o demonstrație care a fost pașnică, oameni veniți de peste tot din lume pentru a-și arăta nemulțumirea pentru un guvern. Ce lovitură de stat, Doamne iartă-mă! Adică mi se pare să depășești orice cadru, Sabin, ăștia nu mai sunt jurnaliști, iartă-mă! Corect, dar asta este, bine, îmi vedeam mai devreme pe Gelubican, el nu e jurnalist. El delira cu lovitura de stat, cu Soros, etc. Dar ce vă spun este că tipul de violențe la care au fost provocați unii din mulțime, au existat niște violențe, le-am văzut chiar la realitatea din auzi, jandarmi atacați de mulțime. Dar jandarmeria a venit din start pe picior de război. Există o teorie a mulțimilor pe care, dacă o veți citi, veți vedea că atunci când oamenii sunt provocați de forțele de ordine, prin atitudinea felicoasă a forțelor de ordine, prin faptul că erau strânși cu gardurile în țarci, prin faptul că s-au aruncat gaze lacrimogene fără ca să se fi întâmplat mari incidente, mulțimea a reacționat. Asta este o lege universală, nu se schimbă. Într-o mulțime de 100.000 de oameni se găsesc de câte scrierați, care dacă nu sunt provocatori, starea lor de stil devine agresivă în clipa în care primesc gaze lacrimogene. Pot să vă confirm că le gaze, fiica mea a simțit să fiu aceste gaze în piață în această seară, și acele gaze nu par doar gaze lacrimogene, acele gaze sunt extrem de puternice. Deci am văzut femei, copii, care au fost pur și simplu aproape de leșini din cauza acelor gaze. Deci este foarte clar că jandarmeria a venit pregătită ca de război, ca niciodată, ca și cum s-ar fi încântat niște galerii de fotbal care erau gata pregătite cu arme. Dar ceea ce n-a fost în piață, 99,99% au fost oameni absolut pașnici. Femei, copii, bătrâni, tineri, foarte puțini dintre cei din piață, câțiva descreierași, din păcate, i-au provocat pe jandarmi. Dar, în general, oamenii au fost pașnici. Ori jandarmeria, ceea ce a făcut astăzi din planul de acțiune, încalcă însăși legea de organizare a jandarmeriei, care spune pas cu pas, da? Ce trebuie făcut? Eu i-am încurajat pe oameni să fie pașnici, să nu se lase atrași în provocări, să nu se lase atrași în demnurile unor dezactați care este întrerupt puțin. Cu tot ceea ce au făcut jandarmeria la ordinul lui Liviu Dragnea, foarte probabil, oamenii nu pleacă acasă. Oamenii rezistă, se așează jos pe caldarâmul din Piața Victoriei. Oamenii refuză. Este o seară în care jandarmeria română a reușit să-și dezonoreze uniforma, să se facă de râs într-un mod absolut incalificabil. Au reușit să-și facă de râs uniforma pe care au primit-o pe vremea înființării acestei arme atât de importante pentru ordinea publică dintr-un stat, pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. De ce? De ce au acționat așa? De ce nu s-au gândit la copiii de acasă, la fraților din diasporă, la verișorilor, la părinților? Ce au făcut pe acești oameni să intervină în acest fel împotriva unor protestatari pașnici? Ce a făcut comandanților care le-au dat aceste ordine? Pentru că nu sunt vinovați toți jandarmii, da? Mie nu-mi place să judec în bloc. Nu toți politicii sunt într-un fel și nu toți jandarmii sunt în nu știu ce fel. Jandarmii execută niște ordine. Ei sunt o unitate militară, da?
faptul că li s-au dat niște ordine și un plan de bătaie care era o pregătire pentru violențe care n-au fost din partea mulțimii decât, repet, cazuri izolate care puteau fi identificate și izolate, așa cum e legea jandarmeriei. Dar vreau să mai spun ceva, Rareș. Deci au existat exactați, da? Care pe Facebook le-au spus oamenilor să se pregătească să ocupe sediul guvernului. În clipa în care o persoană care se pretinde formator de opinie dă mesajul miilor de fani de pe Facebook că venim în țară ca să ocupăm sediul guvernului, că îi dă gloanțe jandarmeriei și propagandei lui Liviu Dragnea de a folosi în forță toate... Da, mulțumesc foarte mult, Sabin Orcan, colega noastră este în direct alături de noi. Mulțumesc foarte mult, Sabin. Te rog, cine? Carmen Dumitrescu, te rog, Carmen. Bună seara, bună ce seara. Ce se întâmplă acolo? Ai fost în piață? Ești jurnalistul din Teleorman care scrie, vorbește despre abuzurile lui Liviu Dragnea, despre construirea Imperiului. Te rog frumos, spune-mi ce s-a întâmplat acolo în această seară, Carmen. Da, am fost împreună cu un grup de oameni din Teleorman la acest protest. Eu mai mult în calitate de protestatar de această dată decât de jurnalist. Și pot să spun că sunt foarte impresionată de ce am văzut acolo. Am plâns de câteva ori și nu de la gazele lacrimogene, ci pentru că nu mi se pare absolut normal ce s-a întâmplat în piață. Jandarmii s-au comportat execrabil, cred că se putea interveni de la început asupra acelor huligani în așa fel încât să, și ei să fie extrași din mulțime în așa fel încât să nu se ajungă la evacuarea în forță a pieței și la tunul cu apă. Reacție de ultimă oară, președintele României, domnul Klaus Iohannis, intervine în urmă cu două minute. Președintele României, Klaus Iohannis, într-o democrație autentică, este dreptul fiecărui om să protesteze, dar violența nu este acceptabilă, indiferent de opțiunile politice. Condamn ferm intervenția brutală a jandarmeriei, puternic disproporționată în raport cu manifestările majorității oamenilor din Piața Victoriei. Încercarea de a împrânge voința oamenilor printr-o reacție violentă a forțelor de ordine este o soluție condamnabilă. Ministrul de Interne trebuie să dea urgent explicații pentru modul în care a gestionat evenimentele din această seară. Președintele României, reacție de ultimă oră, în urmă cu două minute, președintele României a trimis un mesaj tuturor organelor de presă, tuturor televiziunilor, Klaus Iohannis. Într-o democrație autentică este dreptul fiecărui om să protesteze, iar violența nu este acceptabilă. Indiferent de opțiunile politice, condamn ferm intervenția brutală a jandarmeriei, puternic disproporționată în raport cu manifestările majorității oamenilor din Piața Victoriei. Încercarea de a împrânge voința oamenilor printr-o reacție violentă a forțelor de ordine este o soluție condamnabilă. Ministrul de Interne trebuie să dea urgent explicații pentru modul în care a gestionat evenimentele din această seară. Jandarmii au venit, da, acesta este comunicatul dat de administrația prezidențială. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a intervenit în urmă cu două minute. În acest caz a condamnat ferm intervenția brutală a jandarmeriei române și cere explicații de urgență ministrului de interne, doamna Carmen Dan. Absolut corectă poziția președintelui și mai mult decât salutară în acest moment, pentru că era așteptată această poziție clară, este ultimul garant a unui stat care riscă să derapeze, să devină autocratic. Mulțumim, domnule președinte, în numele tuturor celor care astăzi au fost bătuți, umiliți, călcați în picioare, gazați și a celor peste 380 de răniți care au suferit în Piața Victoriei. Ordin, pentru că este comandantul suprem al forțelor, da? Militare din România, să dea ordin să anuleze porcăria aia de Ștefan cel Mare din 89, asta este cea da, numai gloțul pățeava nu l-a avut. Alertă 4, da. Alertă 4 și, înseamnă acele Ștefan cel Mare. Și mizeria asta care ține locul de prim-ministru, că pe ăsta l-uităm. E da, responsabil Paul pentru Stănescu. Păi Paul Stănescu, subordinea lui e Dan acum. Da, este o reacție de ultimă oră a președintelui României în urma violențelor extreme, în urma intervenției brutale a jandarmeriei, care a pregătit intervenția, care a incitat, care în loc să extragă elementele degradante, elementele violente din interiorul manifestațiilor, care au stat permanent grupate în zona Iancu de Hunedoara, Frații Buze, Iancu de Hunedoara, Calea Victoriei
și Lascăr Catargiu au preferat să intervină în forță pentru a scoate pur și simplu întreaga, deci toată populația din piață. Uite, Bogdan, uitați-vă și dumneavoastră, 30-40 de animale pe 2-3 oameni. Bogdan, protestatar, de asemenea protestatar în piața, are nevoie de ajutor, primi mesaje în lângă Muzeul Antipa, este protestatar cu splina ruptă. Oamenii au ridicat mâinile și ei sunt lovați. Brutelor veți plăti, căștile nu vă vor salva. Șefii jandarmi, domnule Cucoș, vă promit că dacă va fi ultimul lucru, dacă toți vor uita, voi fi personal cel care o să vă urmărească cât o putea ca dumneavoastră, domnule Cucoș, să ajungeți în pușcărie. Iar în pușcărie, să știți că pentru un șef de jandarmerie sau pentru un general de la jandarmerie, viața este mult mai grea decât pentru oricine. Iar dumneavoastră, pentru ceea ce ați făcut în această seară, veți ajunge în pușcărie. Vișinescu și Ficior, torționarii din anii 50, au ajuns în pușcărie după 70 de ani. Domnule Cucoș, șansa ca dumneavoastră să ajungeți în pușcărie este, cu siguranță, mult, mult, mult mai apropiată. Nu cred că românii trebuie să aștepte 70 de ani. Bogdan, protestatar, călcat în picioare în Piața Victoriei, alături de noi. Bună seara, Bogdan! Salut, uite, salut, Areș! Acum 10 minute, mă auzi? Alo, mă auzi? Da. Deci, acum 10 minute, un sfert de oră, eram în Mega cu vreo 100 de oameni, stăteam liniștiți la coadă, când dintr-o dată au început să intre oameni că erau gazați pur și simplu, nu aveau loc în Mega și pentru că ne așteptau jandarmii afară în față, noroc cu pazicide și noroc cu magazinul că ne-au deschis în spate. Și acum au început să vină după noi să ne hăituiască. Și acum sunt spatele blocului și... Magazinul Mega? Dar stai puțin, Bogdan, ei vă așteptau în fața magazinului să vă ia când ieșiți din magazin? Da, da. Dar de ce? Pentru Dumnezeu. Uite, acum, v-ați dus să cumpărați apă, ciocolată, napolitane, de ce? Uite, acum văd un lanț de jandarmi. Mă rog că n-am cameră. Eu acum când vorbesc cu tine, Rare, sunt aici jandarmi. Înțelegi? Am ieșit din spatele blocului și sunt aici un convoi de jandarmi. Și au aruncat cu petarde și cu fumigene și l-au gazat pe toți. Bătrâni, copii și tot ce vrei în Mega. Nevinovați, înțelegi? Dar de ce toate astea pentru Dumnezeu? De ce? De ce? De ce? De ce sunt întrebările după amiezi, întrebările serii la Realitatea TV, la orice televiziune liberă din România? De ce? De ce? De ce? De ce aceste violențe împotriva manifestanților pașnici? De ce nu era mai simplu să extragă? Prin care Ceaușescu în 1989 a pus tancurile împotriva poporului român. Primesc informații acum de la oamenii din piață că au recunoscut printre provocatori pe doi dintre bodyguardii lui Codrin Ștefănescu care îl escortau pe Liviu Dragnea să nu-i se întâmple ceva rău când era chemat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt din ce în ce mai multe fotografii, le postez și la mine pe pagina de Facebook. Vă rog să le trimiteți tuturor, tuturor. Trimiteți-le nouă la Realitatea, la Digi, că celelalte haznale TV sunt în slujba infractorilor. Noi nu mai avem televiziune liberă în România, cu excepția Jocuri de Putere, câteva emisiuni de Realitatea TV a fost admirabilă astăzi. Bogdane, spune-ne, te rog, în momentul ăsta unde te afli? În momentul ăsta sunt în spatele blocului, eu nu pot să ies pe bulevard, vin jandarmi și mă golesc pe mine și pe alți băieți și oameni de aici. A trebuit să ies pe spate ca un infractor în spate, din spatele magazinului, că nu putem să ies pe față. Am o pungă în mână, înțeleg, cu niște produse și nu am nimic pe față, nu sunt mascat, nu... Deci, efectiv, sunt un om ca toți oamenii și eu nu pot să merg pe stradă acum. Bogdan, poți să te întreb ceva în magazin, în magazinul în care ai intrat tu? Erau, presupun, și oameni care veniseră doar pentru cumpărături. Exact, asta încerc să spun, au oameni obișnuiți, înțelegi? Care nu participaseră la protest. Nu că cei care au participat ar trebui ai luați de la ușa magazinului, dar ce vreau să spun este că erau și alți oameni, copii. Mai voi să recomand? Eu mă recomand, spun numele meu. Uite, vorbesc acum cu capitalistul Alexandru, eu sunt Bogdan. Vorbesc la realitate acum, în direct. Bogdan, mai e lumea... Numai puțin. Ești în dialoghezi cu jandarmii acum, Bogdan? Da, jandarmul cu jandarmul, cu capitalistul Alexandru. Păi ce doresc de la tine? Păi nu, le spune să stăm aici pentru că sunt aici un grup violent
și acum am înțeles că de fapt ne puneți să stăm în spate, că e un grup aici violent, într-adevăr. Văd acum un grup violent care aruncă în jandar cu pietre și păi cu... Păi da, numai că grupurile alea violente puteau fi izolate de la ora 19. S-a preferat să nu se facă asta, tocmai pentru a justifica intervenția în forță de la ora 22:40 de minute. Iar despre povestea băieților cu borsete infiltrați de jandarmi în mijlocul populației, în mijlocul jandarmilor, vom vorbi foarte mult. Și vreau să le mai sugerez ceva acestor mizerabili de la PSD, să nu mai confunde galeriile de fotbal cu clanul sportivilor. Atenție foarte mare, printre provocatori sunt membrii clanului sportivilor, aceiași pe care Codrin Ștefănescu îi aduce de fiecare dată pentru a asigura paza preapotenților impotenți de la PSD. Mă bucură foarte mult că președintele Klaus Iohannis a avut această poziție, dar trebuie finalizată cu o convocare de urgență a CSAT da, și picioare, cu o picioare rupte, de urgență a ministrului de interne. Picioare rupte în Piața Victoriei, o fată ridicată pe brațe acum. Vom publica imediat imagini absolut șocante, dar cu toate acestea, cu toată intervenția în forța jandarmeriei române complet disproporționată, nu se justifică, nu s-a justificat și nu se justifică această intervenție. Este ceva absolut șocant să scoți o cameră de acolo, să vii la spitalul de urgență. La spitalul de urgență, da. Am înțeles că sunt la ora asta peste 450 de oameni răniți care au ajuns în spitale sau în camera de gardă. Președintele României a dat un mesaj în urmă cu 10 minute privitor la intervenția în forță a jandarmeriei române, mult disproporționată, și a cerut explicații ministrului afacerilor interne. Domnule ministru, toate aceste lucruri vor apărea sau sunt deja pe toate canalele, pe toate agențiile de știri. Cum se va vedea România începând de mâine dimineață? Vor începe turneul ambasadorii, mai ales din Statele UE și NATO, să încerce să înțeleagă dacă ceea ce s-a întâmplat e o formulă de destabilizare a statului român și dacă statul român mai își respectă obligațiile, inclusiv în legătură cu proprii cetățeni, pentru că obligațiile de stabilitate nu privesc numai relațiile cu alții. Deci va fi o îngrijorare maximă și o solicitare urgentă ca toate aceste aspecte să fie clarificate și să revină la o stare de normalitate. Starea de normalitate presupune respectarea drepturilor și libertăților fundamentale înainte de orice. Și din acest motiv, România va fi în acest moment, în Europa, poate cel mai semnificativ caz care generează preocupare. Da, accesul spre Piața Victoriei este în continuare blocat de mașinile poliției la intersecția Ion Mihalache cu Turda. Ionela Arcan este în direct alături de noi. Ionela, ce se întâmplă acum în piață? Sau în zonele laterale ale pieței? Rareș, vreau să stăm de vorbă cu oamenii care refuză să plece de aici, din Piața Victoriei. În continuare este artera aici unde mă aflu eu, spre șoseaua aviatorilor. Sunt foarte mulți oameni care nu vor sub nicio formă să renunțe, chiar dacă am văzut foarte bine ce s-a întâmplat aici în Piața Victoriei, nu s-au lăsat intimidați. Merg, mă îndrept către o doamnă care este aici alături de mine. Bună seara! Doamnă, nu v-a intimidat gestul jandarmilor? Nu vreți să renunțați? Frica e... Haideți un pic aici să vă vadă cei de acasă. Frica e omenească. Totul e să ne o învingem, pentru că altă șansă nu există. Cum catalogați, doamnă, gestul forțelor de ordine? Este inadmisibil, este de un cinism fără margini. Nu apără decât interesul unui om și al unui grup de oameni care au jefuit țara asta, fără pic de rușine, fără pic de respect pentru omul de rând. Asta ne ține aici. Frică? Sigur că ne este frică. Dar ne dorim demnitatea zilei, vieții fiecarei zile. Credeți că vor ține cont? Îi vedeam pe ceilalți așezându-și se cumva să le dea un semnal că sunt pașnici. Exact, pentru că aici sunt oameni pașnici. Sigur că mai există tineri turbulenți, unii provocatori plătiți aici, dar marea masă este pașnică. Am venit cu steaguri, cu nimic pe noi, cu o sticlă de apă. Tinerii strâng gunoaiele în urmă. Vă așteptați la așa ceva?
Nu ne așteptam la o asemenea reacție atât de violentă, atât de agresivă din partea forțelor care ar trebui să ne protejeze pe noi, nu hoții din acea clădire. Mulțumesc tare mult, doamnă. Vreau să mai stăm de vorbă cu oamenii aici din Piața Victoriei, oameni care nu vor să plece. Bună seara! Bună seara! Nu v-ați lăsat intimidat de ce? Nu, și nici nu ne lăsăm intimidați. Am venit aici ca să schimbăm ceva, am venit aici să dăm jos această clasă politică coruptă, plină de hoți, plină de analfabeți. Suntem aici, nu plecăm până dimineață, până mâine, până poi mâine. Am venit de departe, de la mii de kilometri. De unde sunteți? Numai din UK, din Marea Britanie. Era necesară intervenția în forță a jandarmilor? Nu era necesară nicio intervenție în forță. Noi suntem pașnici, am venit aici doar să protestăm. Nu am înțeles de ce aruncă cu gaze lacrimogene, cu tot felul de tunuri de apă. Uitați-vă, dumneavoastră sau prietenii dumneavoastră ați fost sau au fost răniți în incidente? Nu, prietenii ai mei n-au fost răniți, dar am văzut persoane căzute, am văzut persoane care le-au luat smurdu în partea aia. Nu înțeleg, sincer, așa ceva n-am văzut în viața mea. Sunt de 19 ani plecat în Marea Britanie, niciodată am fost la multe demonstrații acolo, dar... Încearcă autoritățile să vă închidă gura? Fără discuție, fără discuție. Tocmai de-aia au și plecat în vacanță și sunt departe. Ei acum stau și se uită la televizor cum noi aici strigăm împotriva lor și probabil ei zâmbesc, râd sau... Cât rămâneți aici? Poftim? Cât mai rămâneți aici? Până când se întâmplă ceva. Nu am venit aici să plecăm, am venit aici să facem ceva, să înțelegem și noi ceva din țara asta. Mulțumesc tare mult! Rareș, am stat de vorbă doar cu doi dintre sutele, miile de oameni care sunt încă aici. Nu vor renunța, nu pleacă din Piața Victoriei, nu sunt intimidați de ceea ce a făcut jandarmeria și sunt determinați, este cuvânt potrivit, sunt determinați să meargă până la capăt, până când nu se mai întâmplă astfel de lucruri. E foarte important, un lucru este foarte important. Există din ce în ce mai multe dubii cu privire la buna credință apropo de parteneriatul nord-atlantic pe care gruparea Liviu Dragnea, Călin Popescu, Tăriceanu și aliații lor îl mai pot satisface. E limpede pentru foarte multă lume care observă cum se mișcă plăcile tectonice geopolitice că se pregătește un fel de Maidan și în România. Anul viitor România va ocupa o funcție foarte importantă și anume să preia președinția Comisiei Europene. Lucru care deranjează extraordinar de tare pe vecinul de la răsărit. Declarația lui Fifol cu privire la faptul că la Deveselu există rachete balistice. Există un întreg evantai de provocări menite să destabilizeze România de pe făgașul ei nord-atlantic. Se întâmplă un lucru. Digi24 a produs o știre absolut cutremurătoare. Atât de competente sunt țestoasele jandarmeriei încât au pierdut două arme de foc în mijlocul protestatarilor. Lucru fără precedent. Dar n-am vrut să le dăm până nu ne confirmă jandarmeria. Ar trebui întrebat domnul Horia Constantinescu, care este șeful OPC Constanța, de ce unii care apar ca prieteni pe lista paginii sale de socializare sunt aceiași cu cei care provoacă violențe astăzi în Piața Victoriei. Adică nu cumva să aveți senzația, băi derbedeilor, că noi fiind jurnaliști de investigație de niște amardă vreme, nu avem sursele de informații foarte prezente în timp real. Toate matrapazăcurile și toate mașinațiunile voastre, toate ingineriile voastre decupate parcă din Maschirovska sovietică, să știți că sunt la vedere. Ne-am priceput și noi, ne-am studiat și noi cum operați. Nimic din toată făcătura pe care o faceți și o veți face zilele acestea nu va rămâne nedescoperită. Absolut toți cei care fac parte din acest scenariu care este orientat împotriva României vor trebui deferiți parchetului militar pentru înaltă trădare. Da, huliganii care au atacat jandarmii sunt trimiși din voluntari și din multe localități din Ilfov. Nu au legătură cu cei care au protestat de azi dimineață. Vă rog, domnule Măriuș. Un minut atât. Vă dau cuvântul meu de onoare și pentru cei care ar avea dubii și sunt creștini, pot să-mi fac și cruce. Mă aflam undeva de la Antipa pe Chiselev împreună cu niște cunoștințe venite din Elveția și cu câțiva prieteni români. A venit cineva la mine și mi-a spus cu jumătate de oră înainte să se dea cu turnul cu apă: vezi că e rezolvată treaba, atenție, să dă cu turnul cu apă. Și atunci vreau și întreb, ce dracu de huligan vorbim? Când ei planificase că peste jumătate de oră, domnule, m-am uitat la ceas,
În jumătate de oră se dădea cu totul cu apă. Iar nu era zgomot. Dar acum spuneți și de ce intervin în forță? Da, mai e ceva rar. Pentru că asta a fost dispoziția ordinului. Ei trebuie... sau două au dat comunicat să plece copiii din piață, să își apă... Deci era totul premeditat, asta vreau să vă spun. Totul a fost calculat și premeditat. Iar zneața aia de Dragnea, a zis de acum două zile sau două, că el... rezolvă problema și că-s pregătiți jandarmii să intervină în piață. Cu 48 de ore că jandarmii vor interveni. Păi atunci ce mai vorbim? Vorbim de huligan, că a venit dracu, că a venit măsa. Ei au premeditat acest lucru. Oamenii stau și se îndreaptă jandarmii spre ei. De ce? Păi pentru că-s bezmetici, domne. Dar de ce se întâmplă toate astea? Parcă-s mistese care a dat pesta pe oricine ăștia. În care erau câteva zeci, nu mai mult de câteva zeci de oameni violenți. Deci, știm. Nu au făcut tot și ministrul de interne fără acordul ministrului interimar nici la fel. Citare cu informații proaspete, rămâneți alături de noi. Este absolut incredibil. Cine a dat ordinele? Premeditat, premeditat, clar. Avem informații, intervenim în direct cu colegii noștri aflați în epicentrele confruntărilor, acolo unde jandarmeria a acționat fără precedent împotriva unor demonstranți pașnici, împotriva celor care au asigurat inclusiv bugetul jandarmeriei române prin banii trimiși acasă. Așa au fost primiți frații din diasporă de Liviu Dragnea, Carmen Dan, Viorica Dăncilă, Paul Stănescu și liderii PSD. Ăștia tăi frunze la tine. Auzi, Ioane? Ia. Dragă-ți-i carnea? Dragă? E mai bună ca ai, romule bun. Normal că mi-i dragă. Există o...